transformare de stare este politropică dacă parametrii sistemului termodinamic variază după o lege de forma P ori V la N constant, unde P este presiunea, V este volumul, iar N se numește exponent politropic. Transformările politropice se referă la cazul în care exponentul N este constant pe tot parcursul transformării. Folosind ecuația termică de stare, se poate demonstra că într-o transformare politropică, raportul dintre schimbul elementar de căldură și lucrul mecanic elementar efectuat în fiecare etapă infinitezimală este constant. Cu ajutorul acestei ecuații putem generaliza transformările gazului ideal, deoarece ea poate descrie nu numai transformările despre care am vorbit până acum, ci o infinitate de alte transformări. Dacă N este 0, rezultă P egal constant, adică ecuația descrie o transformare izobară. Dacă N este 1, rezultă P ori V egal constant, adică legea Boyle-Mariotte, deci avem o transformare izotermă. Pentru N egal cu gamma, exponentul adiabatic, ecuația devine P ori V la gamma constant, adică ecuația lui Poisson, deci avem o transformare adiabatică. Iar dacă N tinde la infinit, rezultă că V este constant, deci transformarea este izocoră. În această animație puteți vedea forma graficului presiune funcție de volum pentru diferite valori ale lui N, în cazul în care constanta din dreptul semnului egal are valoarea 3100. Și puteți observa că pentru cazurile concrete discutate, graficele au formele pe care le cunoaștem. Valorile negative ale exponentului politropic se referă la procese în care sistemul termodinamic primește simultan atât căldură cât și lucru mecanic, adică se efectuează asupra lui lucru mecanic. Astfel de procese nu pot avea loc spontan. În schimb, valorile pozitive, mai mari decât exponentul adiabatic, descriu procese în care sistemul termodinamic efectuează lucru mecanic și cedează simultan căldură. Astfel de procese pot avea loc spontan, bineînțeles asociate cu scăderea energiei interne a sistemului termodinamic. Am vorbit despre ecuația politropică deoarece ea ne poate da o formulă foarte folositoare pentru rezolvarea problemelor în cazul altor transformări decât cele despre care vorbim de obicei, adică izocoră, izobară, izotermă și adiabatică. Pentru o transformare politropică, căldura molară se poate calcula cu această formulă. Și asta înseamnă că în cazul unor astfel de transformări, ceea ce trebuie să facem este să stabilim valoarea lui N, iar după ce calculăm căldura molară cu formula pe care o vedeți, putem calcula căldura schimbată de sistemul termodinamic în acea transformare cu formula pe care o cunoașteți.